să urmărim cu înregistrare sincronă aspecte de la o serbare străjerească, al cărei unic scop era devotamentul față de rege. O altă manifestație străjerească cu mari aglomerări de tineri, direcționați țelurilor urmărite cu perseverență de Carol. Urale, ovații pentru țară și rege, manifestări de nețărmurită dragoste. Cultul personalității este în plin avânt. De la acest ritual nu lipsește nici fiul său, marele voievod de Alba Iulia, cap de flanc în coloana străjerilor. Trompeții cântă imnul devenit simbol, cu versurile Toți străjerii maiestate vă urează sănătate. E instructiv însă de a-l asculta pe rege explicând ce este organizația străjeriei. Mișcarea străjeriei izvorită dintr-o adâncă nevoie națională, are scopul de a pregăti generațiile de mâine în așa fel încât România să se sprijine pe cetățeni conștienți și solidari. Prin ridicarea și întărirea virtuților specifice ale neamului nostru, voim a crea o generație care mândri de a se numi români, să fie în orice clipă în slujba patriei și a tronului. Străjeria este creată din nevoi hotărât românești și este chemată să slujească tot ce este bun și sănătos în această țară. Noi voim să întărim individualitatea fiecăruia ca prin puterea individului să slujim comunității, să consolidăm definitiv România de mâine. Fiecare străjer trebuie să aibă conștiința că este util patriei și că această utilitate se manifestă prin aceea sănătate fizică, dar și sănătate morală. Minte sănătoasă, în trup sănătos, au zis cei de ieri,
Și noi zicem așa, dar mai adăugim și suflet sănătos. Cu aceste trei sănătăți temeinic pregătite, putem să privim cu încredere viitoare. Sănătate! Și un final de serbare cu imprimarea originală a sunetului, trimițând clar către intențiile suveranului și amintind izbitor de o perioadă foarte cunoscută tuturor.